Locurile sfinte amintite în Noul Testament, disciplina religie cultul ortodox, clasa a șasea. Dragi elevi, pentru a putea vorbi despre locurile sfinte amintite în Noul Testament, vom încerca să le localizăm pe hartă. În imagine putem identifica Europa, Asia, Orientul apropiat, și nordul Africii. În orientul apropiat, există țara cu numele Israel. Ea este localizată cu aproximație între cele patru puncte roșii din imagine. Mai precis, la est de sus în jos pe imagine, observăm Marea Galilei, Râul Iordan și Marea Moartă iar la vest marea Mediterană Betleemul este un oraș situat în sudul Israelului Numele Betleem în limba aramaică înseamnă casa pâinii Betleemul este cunoscut ca fiind locul de naștere al Domnului nostru Isus Hristos tot aici s-a născut și regele David, de aceea acest oraș poartă numele și de cetatea lui David. Deasupra Betleemului s-a oprit steaua de la răsărit. În partea de nord a țării, în ținutul Galilei, este orașul Nazaret. Nazaretul este cunoscut ca fiind locul unde se afla fecioara Maria când a primit vestea de la îngerul Gabriel, dar și ca cetatea unde a copilărit Isus de la întoarcerea din Egipt. De aceea, Isus Hristos va fi numit și Nazarineanul. Tot în nordul țării există și cetatea Capernaum. După vârsta de 30 de ani, Mântuitorul a locuit în Capernaum. A fost o cetate în Țara Sfântă, dar azi există doar ruine și este cunoscută mai ales pentru una dintre minune săvârșite de Mântuitorul aici, vindecarea slăbănogului din Capernaum. Dar tot în această localitate a vindecat-o pe soacra Sfântului Apostol Petru. Sfântul Evanghelist Matei o numește Cetatea lui Isus. Ierihonul se găsește în partea de sud a țării, la 30 de kilometri de Ierusalim. Ierihonul este cea mai veche așezare urbană din lumea care existență nu a fost întreruptă niciodată, iar numele se traduce prin orașul parfumurilor, al parmierilor. Iosua a cucerit acest oraș cu ajutorul lui Dumnezeu sunând din trâmbițe. Aici Iisus Hristos a vindecat un orb și a luat masa în casa lui Zaheu Vameșul. Lângă acest oraș se găsește pustiul iudeii, unde Isus a postit 40 de zile. Ierusalimul Numele cetății Ierusalim se traduce prin orașul Păcii. Aici s-a construit templul lui Solomon este una dintre cetățile cele mai importante datorită multitudinii de evenimente care au avut loc aici. Cina cea de taină, intrarea în Ierusalim sau floriile, pătimirile Domnului, rugăciunea din grădina Ghețimani și altele.